Bitcoin la 1 milion de dolari în următoarele 90 de zile. Ai auzit foarte bine. Suntem în martie 2023, aprilie, mai și iunie. 3 luni, dita mai betu, Bitcoin merge la 1 milion de dolari. Lasă-mă să-ți explic. M-am trezit azi dimineață, super tulburat, nu înțelegeam de ce. Și am intrat să-mi văd știrile de pe Twitter, ca de obicei. Și un nebun care, by the way, a prezis pandemia cu 2 luni înainte să vină. Balaji. Da, o să-l vedem imediat. A prezis acum și a făcut și bet de 2 milioane de dolari în total, că Bitcoin o să treacă de 1 milion de dolari în următoarele 90 de zile datorită hiperinflației. Dacă ai băgat bine la cap ce am zis până acum și crezi că ești nebun, hai să ne uităm la Balaji. Hai să vedem ce a zis. Neapărat mergi la mine pe Twitter, da? Și vezi tweet-ul meu odată și după aia ne uităm la Balaji, ce a zis el, da? Deci ăsta e Balaji. Balaji S. Te duci și îl urmărești și vezi thread-urile lui, mai ales ultimele. A devenit viral cu un scop. Da? Ia să vedem, going viral. Cum ar fi ca virusul ăsta, corona, da? Este pandemia cu public health people have been warning about for years, care ar putea accelera multe trenduri care există deja, da? Să se închidă granițele, naționalismul, izolare socială, da? Sau distanțare socială, cum s-a denumit. Deci asta, uitați-vă, este pe 31-a. Pandemia a venit 2 luni mai târziu, mă rog, 1 lună jumate. Remote work, face masks și distrust in governments. Deci se aștepta ca chestia asta pandemică, care se tot prezicea, a prezis-o și Bill Gates, au prezis-o de prin anii 90-2000 o grămadă de oameni, ăsta a zis-o din ianuarie 2020, că ar putea să fie practic trendul în care merge coronavirus. Asta e mindfuck, da? Hai să mergem la betul în cauză. Cineva, și vedem cine imediat, a pus un bet, da? Că nu mergem în hiperbitcoinizare. Uite asta. James Medlock. Nu știu cine este, dar cred că e un om important. I'll bet anyone, da, 1 milion de dolari, că US nu merge în hiperinflație. Ceea ce noi tot vorbim de din 2020, când am văzut cum s-a modificat balance sheet-ul de la Fed. Pur și simplu a explodat și la fel ne-am uitat la multe detalii de când a apărut Fed-ul, cum li s-a modificat masa monetară. Din anii 60 până în prezent, dolarul a făcut expansiune de 100x. Adică dolarul a devenit de 100 de ori mai puțin valoros, la modul ăla, da? Aia este poate nu e hiperinflație, poate o hiperinflație ar trebui să fie de minim 70% pe an, ceva de genul. Se preconizează că, na, în funcție de CPI-ul pe care ei îl declară și îl bagă pe gât, care este o minciună, am zis aici de foarte multe ori, este un calcul matematic total eronat, aritmetic, nu se calculează așa inflația. Inflația este masa monetară introdusă în fiecare an versus anul trecut, da? Cât este în plus față de anul trecut în bani lichizi în piață. Și băiatul ăsta zice că hiperinflația, dacă ne uităm la ce se întâmplă la nivel mondial, undeva la jumătate din țările din lume au inflație din două cifre. Aia e hiperinflație. Punct. Argentina a ajuns acum la 100%. Venezuela e la nu știu câte zeci de milioane la sută în ultimele decenii. Sau de fapt nu, din 2016. Greșesc, din 2016. Da? Și lumea zice că nu are cum să întâmple chestia asta la dolar. Am zis-o de foarte multe ori cu hiperinflația asta. Orice monedă sau valută națională, asta face. Da? Probabil că este rândul mult mai repede pentru dolar. Și hai să revenim la băiatul ăsta, pentru că e mindfuck trade-ul lui, da? Deci te duci la Balaji și vezi trade-ul ăsta, da? Și facem felul următor. I'll take that bet, îi zice lui James Medlock, da? Și vor să o facă on-chain, să se vadă pentru toată lumea. Vrea să transmită un mesaj, probabil asta vrea să facă băiatul. 90 de zile, da? Deci bet-ul ăsta e pe 90 de zile. 40 la 1 șansele, da? Și un Bitcoin, mă rog, la momentul ăla valora 26.000. Acum a fost 28 aproape. Peste noapte. Nici nu mai are sens să vorbim despre prețul Bitcoin momentan, da? E, el ce zice? Zice de faza cu 2008, când bancherii au făcut ce au făcut. Am vorbit și despre chestia asta o grămadă, n-are sens să mai vorbim. Hai să mergem în thread mai departe. Deci omul face așa, pune pariu cu doi indivizi, da? Cu fiecare din ei câte 1 milion de dolari printr-un smart contract frumos, unde un Bitcoin, dacă valorează peste 1 milion de dolari în 90 de zile, el câștigă pariul, da? Dacă valorează mai puțin de 1 milion de dolari în 90 de zile, băiatul contra căruia a pus pariu primește 1 milion de dolari, da? Și a făcut asta cu două persoane. Păi, 2 milioane de dolari. Acum, la fel, nu vreau să vorbesc de prețuri, pentru că nu mă pasionează prețurile. Nu știu la cât se poate duce Bitcoin, e clar că a captat atenția. Toată lumea e blană. Este blană pe băiatul ăsta și toată lumea a dat retweet-uri și like-uri și e postat de foarte puțin timp. Și omul ce face? Se duce și postează inclusiv arhive, da? Deci inclusiv chestiile astea sunt arhivate și le postează. Deci nu vine cu idei, pur și simplu păreri și atât. La fel și aici îți lasă de la 1, da? 2, 3, 4, 5, 6, mă rog. La fel, ce vorbeam de treasuries, da? Cine a pus pariu pe long-term treasuries, da? Bonds, obligațiuni de stat, cu maturizare la 30 de ani ceva, 20-30 de ani. Got killed! Și acum, ghiși ce, moare yield-ul și la alea de 2 ani.
Am vorbit în jocul de lichidate în clipurile anterioare, trebuie să le reiei pe toate să te uiți. Însă ce ar putea să aducă scenariul ăsta, da? Pentru că e puțin mindfuck, dacă te uiți, te duci și citești puțin arhivele astea, e mindfuck, cum să zic, extrapolezi cu ce a zis despre pandemie înainte să se întâmple. Uite ce preconizează omul. Hiperbitcoinizare. Am vorbit de termenul ăsta și la noi pe canal aici, dacă mai ții minte. Însă, ce n-am luat în calcul ar fi rapiditatea cu care ar putea să se întâmple. Și el zice, da, că cred că știe mai multe decât noi, că hiperinflația, de fapt, și apoi mersul spre hiperbitcoinizare, care are legătură cu sistemul bancar. Vedem cum sistemul bancar în momentul ăsta dă fail, intră în colaps. Și ăsta s-ar putea să nu mai mărească ratele dobânzilor și este posibil să facă pivot mult mai rapid. De ce? Că ceva s-a stricat în economie, așa cum am vorbit în clipurile anterioare. La cât poate să meargă Bitcoin pe termen scurt, habar n-am, nu pot să-mi dau cu părerea. Știu clar că sistemul de la Bitcoin, da, sau sistemul bancar Bitcoin, care este un sistem alternativ față de sistemul bancar, o rețea monetară, cum vrei să o iei, un sistem prin care lumea poate face transferul de valoare, avere, cash, bani, ca să poți să faci tranzacții, da? Sistemul de la Bitcoin funcționează exact la fel de când s-a conceput, da? Sistemul bancar funcționează pe încredere și atât. Și vedem cu picajul ăsta al băncilor, încrederea se duce dracu. Dacă ții, de exemplu, Bitcoinul la tine pe Ledger, da, cum îl țin eu, și nimeni nu poate să mi-l ia, am parola, mă rog, în cap, am încercat să o rețin, o am și bine pusă undeva și nimeni nu poate să-mi ia banii aia. Banii aia sunt cash, sunt lichizi, da? Ei, când depozitezi în bancă, cum am mai explicat, banii aia din bancă, ăia nu sunt bani lichizi. Ai încredere. Tu ai trimis banii înapoi, ăia se folosesc de banii tăi, practic, ca să cumpere treasuries, asta cumpărau anterior, de-aia au și picat băncile astea. Acum, s-a pregătit bailout-ul ăsta, special pentru anumite bănci. Mare atenție și vezi thread-ul ăsta, pentru că vorbește cum doar anumite bănci primesc bailout-ul, adică primesc lichiditățile și altele nu, astea crypto-friendly nu. Și la fel zicea cineva sau mai multe persoane ziceau odată că, mamă, că dacă vine ăștia să baneze, să vezi tu atunci. De fiecare dată când s-a încercat banarea, a bubuit prețul. Se întâmplă din nou în momentul ăsta, da? Putem să mai luăm un scenariu în calcul. Dacă lucrurile se întâmplă atât de repede, pe termen scurt, ține minte scenariul pe care l-am mai vorbit, da? Să creștem gen o perioadă bună până prin, cât să zic, septembrie-octombrie, că ăștia țin ratele dobânzilor constante, se pare că ne-au mințit, se pare că ne mint în continuu. Să le țină multe luni, da? Dacă se întâmplă acum să le țină martie, aprilie și mai, să le țină constante și atât și după aia să facă pivotul, am belit-o, e nasoală rău. Creșul cred că o să fie super, super nasol. Tocmai de asta omul ăsta zice, bă, luați-vă neapărat, deci dacă citești și aici, e horror. E horror și mai are, bineînțeles, dacă mergem la el pe profil, mai are un pinned tweet, da? The Bit Signal. Mă rog, aici ar face el un giveaway și aici mai pune niște chestii, da? Băncile sunt insolvente, la fel, te duci și te uiți, ceea ce sunt de acord. Băncile sunt, toate sunt insolvente, nu au bani cash, da? Ei practic printează bani cash și după aia cumpără asset-uri și dau drumul la banii cash în populație. Ei nu au bani cash. La fel, the regulators were captured, septembrie 2022, noiembrie 2022. Cei care fac regulile, da, ca FDIC-ul sau Fed-ul, bineînțeles, știau că SVB-ul și multe alte, mă rog, zeci de bănci, sute de bănci, cred că și noi știam chestia asta, am tot vorbit-o. Aveau mai puține asset-uri decât liabilities. La fel mai departe, ăștia ne mint despre printarea de bani. Ne-au tot mințit. Deci au zis de faza cu doar 25 de miliarde, dar au pregătit un plafon de 2 trilioane de dolari. Pentru anumite bănci. Hiperinflația este destul de comună și se întâmplă foarte, foarte repede. O știm din Liban, de exemplu, o știm din Zimbabwe. Știm cum au blocat ăștia, practic, accesul în bănci pentru oameni. Adică lumea s-a strâns la bancă să-și retragă banii. Ăștia au închis tot și a doua zi au devalorizat moneda. Peste noapte, de 9 ori. Așa se întâmplă hiperinflația. Și băiatul ăsta ce zice aici, da? Ia Bitcoin, scoate-l de pe exchange-uri. Deci nu FTX, nu. Asta s-a întâmplat și cu FTX-ul. Ăștia încearcă practic să se folosească de lichiditățile noastre ale populației ca să cumpere ce vor ei și după aia să se retragă în ce vor ei. Și atunci dacă se întâmplă, deci dacă se întâmplă ce vorbește băiatul ăsta aici, se întâmplă hiperinflație, am putea să vedem chestia aia așa, după aia crash, deci n-are cum să nu fie crash în tot. O să fie o panică, nici nu vreau să mă gândesc, da? Uite, mai zice aici într-un tweet. They are trying to block the exits. Sună cunoscut cu pandemia. Deci Signature Bank și Silvergate, pentru că erau crypto-friendly, da? Și am văzut articolul ăsta, la fel poți să cauți despre Barney Frank și Signature. Signature nu era insolvent, era doar crypto-friendly. Deci, practic, a blocat accesul înspre lumea crypto. Unde? Da, în lumea crypto sunt multe shitcoin-uri, sunt multe proiecte scam. Însă ce are diferit lumea crypto versus lumea finanțelor, DeFi versus TradFi, da? Traditional Finance, este partea de lichiditate, lichiditatea pe care tu o vezi pe portofelul tău digital, pe MetaMask, de exemplu, da? Sau pe Xportal, că îți vezi monedele acolo.
lăsând la o parte partea cu, există un counterparty risk, adică există un CEO și un board executiv. Și aici o să mergem după aia să discutăm un pic pe scurt despre Bitcoin. Deci la faza asta, monedele tale sunt acolo, sunt lichide, poți să le folosești. În TradFi, adică în Traditional Finance, în bancă, adică tu nu ai banii acolo, ăștia se folosesc de banii tăi să cumpere altceva. Aia este problema. Și ar exista o criză de lichiditate nașpa de tot, da? Deflația de care tot vorbeam. Și dacă se întâmplă scenariul ăsta, e posibil să vedem mult mai repede ce vorbeam aici. Trebuie să luăm în calcul. Trebuie să fim pe fază și să luăm în calcul și pe ăsta. Bineînțeles, în alte locuri din lumea asta sunt o grămadă de bănci pro-crypto, da? Dar în SUA, da, e ca și cum Red Wedding din Game of Thrones, mi-a plăcut analogia asta. Când s-au închis ușile pentru toată lumea și a început măcelul. First they close the doors, asta fac toate statele care și-au băgat în colaps regimul economic. La fel cum au făcut și în Berlin, cu zidul Berlinului, ca să-i prevină pe oameni să iasă în libertate. Decât dacă cumva ieși înainte. Uite și un răspuns, ce ziceam de Liban, da? Asta s-a întâmplat și în Liban, la început de 2019. Bro, e mindfuck. Nu vreau să fie teorie conspiraționistă, însă trebuie să luăm scenariul ăsta în calcul. Dacă se întâmplă asta, nu ne dă peste cap ce am zis, da? Se întâmplă exact ce am zis noi aici, da? Cu jocul de lichiditate, îți las playlist la sfârșit. Doar că se întâmplă mult, mult mai hectic. Se întâmplă foarte, foarte rapid, o să fie un clash. Adică două sisteme care se bat cap în cap. E Bitcoin odată, că aici vreau să ajung cu discuția. La Bitcoin nu ai CEO, da? Nu ai counterparty. E Bitcoinul tău, pe ledgerul tău, e protejat, dar nu ți-l ia nimeni. Nimeni nu poate să-ți extragă lichiditatea de acolo. În sistemul bancar, da. Exact asta se face de când au apărut rezervele fracționare, am vorbit și despre asta, dar putem să vedem chestia asta așa și după aia crește într-o rapiditate la care nici măcar nu putem să ne așteptăm. Noi care suntem cel puțin atenți aici, pentru că lumea obișnuită care urlă crypto scam și Bitcoin merge la zero, ăștia săraci n-au nicio treabă n-au. Deci trebuie neapărat să fim pe fază, să vedem ce dracu se întâmplă, da? Ochii cât cepele, urmează niște luni foarte interesante. Neapărat vezi jocul de lichiditate, există playlist și citește e-book-ul ăsta, am vorbit de la fel, incepția Fed de când a început, cum funcționează sistemele monetare, bani, business, carieră, etc. Pane auzim.